acum încercăm să vedem care este nivelul acestei burse care să se atașeze salariului pe care îl are și să-i crească venitul net, cum s-ar spune. Adică o altă interesează până la urmă. Dar vor primi toți rezidenții? Vor primi toți rezidenții? Absolut toți rezidenții. Absolut toți rezidenții. Primim cu siguranță aceste burse, problema e când le vom primi. Medicii în următorii 5-10 ani vor pleca din România. Suntem mai restricți. Nu chiar toți, domnule Ionescu. Nu toți. Majoritatea, cei care doresc să-și întemeieze o familie, cei care doresc o viață mai bună, cei care doresc să-și exercite profesia într-un mediu care nu este umilitor atât pentru ei cât și pentru pacienți, cei care nu vor suporta să explice în fiecare zi pacienților de ce este necesar să alegem un tratament mai ieftin și mai de altfel, decât un tratament mai scump și mai bun, toți acești oameni care vor dori într-adevăr să-și exercite profesia de medic cu demnitate, atât față de ei cât și față de pacienți, cu siguranță vor alege o țară care le va plăti aceste servicii la adevărata lor valoare. Eu nu o să apuc niciodată să văd acest sistem eficient. Eu sunt convins că în 2-3 ani dumneavoastră o să participați la acest sistem cu eficiență.